Bună regăsire, prieteni! Așadar, foarte puțin mai este până la începerea acestui meci. În alb complet, Pandurii Târgu Jiu. Este deci o primă transmisiune și de la acest stadion, care este, înseamnă până în momentul de față, cea mai mare ocazie de gol la vreuna dintre porții. Deocamdată nu este însă timp. Pârvulescu, gol! Gol, 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 gol! Universitatea Cluj, a terenului pe Daniel Pârvulescu. Și acesta din unghi șutează pe sub portarul Dinu, trimițând în poartă. Tatea acestei reprize conduce în continuare Universitatea Cluj cu 1-0. Takahashi combina acolo cu Yusuf Feng. Și un șut acum din lateral, Durbozoancă. În mod normal ar trebui să se fluiere finalul meciului și așa se întâmplă. Universitatea Cluj câștigă cu 1-0 la inaugurarea stadionului municipal din Târgu Jiu împotriva Pandurilor locali. Gol marcat de către Pârvulescu și Universitatea Cluj saltă undeva în plutonul mediu.